Pentru că locul ăsta chiar arată special. Din poze, în momentul în care mi-am făcut research-ul, nu arăta așa și eram cumva așa. Nu știam dacă să vin până aici. Și aici, în spatele meu, pe jos, este socrul lui Bruno, dacă mai țineți minte. Băi, știți că mie îmi place singurătatea și chiar sunt frate cu singurătatea. Cum era oia? Eu sunt frate cu Codru. Eu sunt frate cu singurătatea. Bă, dar singurătatea pe care o trăiești în partea asta de lume, mai ales în partea asta a Coreei de Sud, cred că poate fi egalată doar de singurătatea pe care o simți călătorind prin Japonia. Doar că momentan nu se poate să mergem în Japonia. Mă ajunge în Japonia imediat, doar că încă este închisă turismului liber. Și da, asta voiam să știți, că aici e marea, mare singurătate, frate. Kasamida. It's okay. Thank you. Kasamida. Ok. It's ok. Kasamida. Annyeonghaseyo. Dragi prieteni, în partea undeva la câteva sute de kilometri se află Japonia. Stai că e un elicopter. M-au prins ăștia, frate. M-au prins. Așa, deci Japonia în partea aia, iar aici este coasta sudică a Coreei de Sud. Mă aflu în momentul de față în Busan. Cred că asta este top 3 cele mai importante zone pe care trebuie să le vizitezi din întreaga țară, alături de Seul și de Jeju. Și înainte de a pleca pe Jeju, acolo se petrece aproximativ 10 zile, mi-am zis că trebuie neapărat să stau aici în Busan pentru aproximativ o săptămână și să vă arăt care sunt cele mai interesante lucruri din acest loc extrem, extrem de drăguț, care mie îmi place mult de tot. Vizionarea plăcută! Vă întrebați cât costă barca asta? 400.000 de euro. Combinația este că, în mod normal, vreo 300.000 de euro cu cumpere din America, dar ci că ăștia au taxele extraordinar de mari. Și am zis, normal că aveți taxe mari, pentru că fiecare țară care se respecte și care are grijă de cetățenii ei, are grijă de cetățenii ei de unde? Din banii pe care îi strânge din taxe. Și acum e și în Norvegia, de exemplu, ție o mașină la 30.000 de euro, în Norvegia va costa 50.000 de euro. Ce tare, doamna asta pe lângă care am trecut acum, mai cu încă două prietene și cum am văzut străin, mi-a așa pus masca, frate, mi-a zâmbit așa puțin, de așa pus masca. Capo. Busanul se laudă că apusurile de soare de pe Dadaepo Beach, plaja pe care mă aflu acum, reprezintă o comoară națională. Așa că am zis că ar fi foarte bine să începem acest video prin a verifica acest statement făcut de oamenii care locuiesc aici, în Busan. Deci acum ne aflăm pe plaja Dadaepo. Evident, conform așteptărilor mele, cunoscând țara asta și cunoscând câte epic fame am luat până acum în legătură cu sunset-ul, evident că nu e nimic excepțional. Și plaja este average pentru standarde aici, din Asia. Pentru Coreea este o plajă slightly above average, ca să zicem așa. Dragi prieteni, foarte rapid vreau să le mulțumesc celor de la Surfshark VPN pentru faptul că sponsorizează acest video. Dacă nu știți ce e un VPN, asta înseamnă Virtual Private Network. Practic, acest soft încriptează datele pe care tu le trimiți pe internet în momentul în care ești conectat la o rețea. Surfshark VPN este de departe cel mai bun VPN de pe piață la ora actuală. Îl folosesc de ceva timp și este singurul de pe piață care îți oferă posibilitatea de a te conecta cu un singur device, cu un singur cont, pardon, la oricâte device-uri vrei tu. În general, VPN-urile te lasă cu un cont să te conectezi, nu știu, la două device-uri. Dacă folosiți codul BACKPACK, aveți link în descriere, primiți 83% off, cât și primele 3 luni gratuite. Adică puteți vedea și voi că calitatea nisipului nu este una excepțională.
Vremea este extrem, extrem de bună. Bine, nu e bună pentru sunset, dar așa e foarte plăcut, pentru că în oraș este cald. E mult mai cald ca în partea centrală de unde vin, uite-le și pe fetele astea, ești frumos. E mult mai cald, dar aici e bună, chiar e bună, bună tot vremea. Sunt undeva la vreo 22-23 de grade acum, dar trebuie să plecăm pentru că în 10 minute începe marele show. E show, mega show. Mai sunt vreo 5 minute până începe aici cel mai frumos show din această parte a Busanului sau din Busan și vedeți că toți oamenii vin de la plajă și se așează frumos aici și caută locul. Eu am venit acum vreo 25 minute și lumea deja se aduna astfel încât să aibă un spot cât mai bun. Absolut ireal, cât de cuminței sunt ei, frate, vin, se așează, stau așa liniștiți, nu fac scandal, nu nimic. Sunt extrem de educați oamenii ăștia, frate. Eu nu știu ce au mâncat, nu știu cu ce au fost săniți când erau mici, dar sunt extrem, extrem de educați. Și acum am ajuns în zona care mă interesa pe mine cel mai mult din tot Busanul. Am mers aproximativ o oră și 20 de minute, frate, cu autobuzul de acolo, de la Dongape sau cum se numește plaja, că am și uitat. Și am ajuns la The Bay 101. Asta zice că este o zonă super luxoasă cu cele mai șmechere view-uri, cele mai șmechere clădiri și într-adevăr skyline-ul este... Skyline-ul este superb. Asta este clădirea, scrie acolo The Bay 101 și aici sus vedeți că scrie Borie și am crezut că scrie Eforie, frate. Și uitați-vă și voi cum poate să arate aici, mă. Mamă, deci vibe-ul pe care l-am acum în acest loc este similar cu cel pe care l-am simțit în momentul în care am filmat din Hong Kong. Deci mie așa mi se pare că arată aici, e demențial. Trebuie să știți că este o seară de sâmbătă și că din câte am citit, e aproape imposibil să găsești o masă, evident că nu caut o masă, dar vă spuneam așa ca să știți. Faza e că ai terasa asta de aici, vremea este excepțională, eu mă gândeam că o să fie cald, dar nu. Mamă, cât de frumos e aici, bă, sunteți nebuni. Mamă, deci cum poate să arate locul ăsta, bă, s-a terminat orice fel de șmecherie aici. Băi, deci dacă... De Seul, despre Seul, mai știam una alta și mi-aduceam aminte chestii pe care le-am făcut în 2017 când am fost cu Vlăduț. Busan pentru mine e așa o chestie, un mister. Am stat vreo 5-6 zile atunci, dar nu mai țin minte ce am făcut. Cred că am fost la plajă. O să merg și la plajă în acest video și o să vă arăt cum se prezintă plajele, pentru că sunt ceva mai departe. Da, eu sunt absolut șocat, frate. Impresionat. Ia să vedem că e o coadă aici. A, e coada pentru cruz. Mamă. Bine. E coada pentru cruz. Ideea este că eu am bucuit una pentru mâine seară la apus. Deci nu o să luăm acum. Dar uitați-vă câtă lume poate să fie aici. Cred că sunt cruzuri până pe la ora 12. Uite, îți lași acolo Adidas și care e combinație? Mamă, deci cât de frumos e. Uite-i pe ăștia, frate, stau aici, zici că-s la, ca la nuntă. Fiți atenți, zici că-s la nuntă. Oamenii, dar stau în beznă, mă, aici, nebun. Ce tare. Iahtul a plecat acum cu clienții. Faza este că noaptea, dacă nu ai o geacă pe tine, dacă nu ai ceva și mergi pe apă, mergi pe apă și te bagi într-un cruz din ăsta, deci o să te spargă, e
foarte, foarte de frig, pana mea, e vântul puternic. Bă. Sper că am voie să iau pe aici, nu? Că vreau să trec pe partea cealaltă și nu mai aveam chef să mă duc acolo pe sus. Am văzut că oamenii așa fac, adică nu se bagă pe asta. Poate cad în vreo groapă din asta. Trebuie să știți o chestie, că de fiecare dată când filmez noaptea, în realitate este mult mai întuneric decât vedeți voi pe cameră. Camera asta vede mai bine ca ochii noștri. Credeți-mă. Pam, pam. Ok. Și am ajuns. A, da, mă, asta este din ăsta cruise ship. Și stați că eu nu cred că aveam voie să intru pe aici, pentru că văd că ușile sunt închise. Dar trebuie să fie pe acolo ceva, o ieșire, mă gândesc, nu? Uite, lumea se uita dubios la mine, cred că a strigat cineva, mi-a zis ceva, dar nu știu, nu-mi dau seama. Hai, că ieșim noi de aici, cumva. Barista capo. Ton pom pom. Money pom pom. Capo. Boss. 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 Okay. Very nice. Perfect. Have a good night. Okay. Okay. Enjoy. Thank you so much. Have a good night. Thank you much. Bye-bye. Bye-bye. Hugs. Bye. Deci au alt vibe ăștia pe aici, frate, sunt mult mai relaxați așa și văd că parcă vorbesc și engleză ceva mai mult. Se bagă în seama că vreo patru m-au chemat la masă să dea de băuță, nu știu ce, nu sunt eu așa cel mai friendly om din lume, mai ales în momentul în care oamenii sunt foarte băuți. Nu-mi place foarte mult să interacționez cu oamenii extrem de alcoolici. Și știu că asta e foarte ciudat, să zic eu. Așa ceva e foarte ciudat să vină din partea mea. Știu ce spuneți. Ce mișto, omul ăsta stă și vinde fructe aici. Bine, eu voiam să le finesc pe fetele astea mai mult. Ce ca lumea sunt locurile astea aici. Uitați-vă, totul așa ca un pătrat. Și pe aici sunt baruri, restaurante. Bine, marea majoritate sunt cu seafood. O să mergem să mâncăm și ceva tematic. Probabil în acest video, uite-le și pe astea două, frate. Mamă, ce mănâncă aici, ești nebun. Bă, cât de frumoase pot să fie unele. Deci eu vă rog să știți că mie nu-mi plac foarte mult coreencele. Sunt prea asiatice, au trăsăturile prea asiatice. Îmi plac multe astea așa mixate. Dar unele sunt atât de frumoase și atât de drăguțe. Și adevăr, un avantaj foarte mare de faptul că nu sunt grase, frate. Nu vei găsi grase pe aici, cel puțin eu nu m-am văzut. Chiar dacă nu sunt cele mai frumoase la față, nu sunt grase, frate. Mamă, și am ajuns acum într-un fel de Monaco de Busan. Cât de mișto, cât de frumos poate să fie aici. V-am spus aseară, bine, pentru mine a fost aseară, pentru voi acum câteva secunde. V-am spus că mi-am luat un sunset cruise ce începe la ora 18, acum este ora 17:30. Bine că am găsit locul pe care îl căutam și evident că trebuie să o ardem puțin pe aici acum. Exact acum m-am suit pe barcă și trebuie, pardon, am luat telefonul cu mine, trebuie să-mi las rucsacul, că așa sunt regulile aici. Evident, a trebuit să-mi dau jos Adidas și că așa este regula aici, indiferent că ești în casă sau că intri în parca cuiva, trebuie să intri descălțat. O chestie cât se poate de normală, iar aceasta este
parca. Hai să-mi pun aici rucsacul. Ia uitați cât de mișto poate să arate, frate. Super drăguț. Mamă, și miroase, de știți cum? A curat, a dezinfectat. E excepțional. Ca să vă dați seama cât de corect sunt oamenii ăștia, frate, și la barca au spus că pleacă la ora 18 fix. La 18 fix am plecat, avem o oră și ceva și am plătit până tot tripul ăsta $20, ceea ce mi se pare perfect. Dacă vă uitați la mine de mult timp, știți că una dintre fanteziile pe care le am eu este aceea de a-mi lua o motocicletă și de a merge în America de Sud, de a pleca din Chile, Argentina, după care intra Paraguay, Bolivia, Peru și așa mai departe. E, o altă fantezie despre care nu v-am zis acum e aceea de a călători cu, nu știu, velier, se numește, sau cum îi zice, da? Ceva de genul ăsta, un iaht sau velier, de a face o călătorie de cel puțin o lună, două luni de zile. Îmi doresc neapărat ca în viața asta să reușesc aceste două chestii de care v-am spus acum, mi se par geniale. Ne-a zis acum skipperul că vântul vine din partea aia, că se lovește de clădirile din spate, puțin ca să vedeți, se lovește de clădirile din spate și pe unde se întoarce aici, că face ca navigarea să fie puțin complicată și asta înseamnă că va trebui să schimbăm ruta pe care o aveam planificată inițial. De obicei, în momentul în care vezi iahturi din astea ce au finisaje din lemn, cum e aici, wood, deci, asta înseamnă că sunt iahturi ce arată opulența în general. Și uitați, astea sunt statisticile, 59 de grade. Dar nu are cum să fie 59 de grade. No, no, I was thinking it has to be like Fahrenheit or it's impossible to be Celsius, no? It's wrong, yeah. Yeah, it's wrong, okay. Celsius, but yeah. 60 degrees, no? Așa? Și uitați, vedeți că barca este așa într-o parte din cauza vântului și acum vedem că se face și puțin frig. L-am întrebat pe omul ăsta cum lasă și bine să sară în apă, frate, dar am zis că, bă, poți să sari în apă, n-ar fi asta o problemă, dar vezi că e foarte, foarte rece și am zis, bă, n-are niciun fel de sens. Într-adevăr, acum chiar se face frig de tot. Deci, după cum puteți vedea, barca este super înclinată, doar că băiatul a zis clar că astea sunt condițiile ideale, adică acum cum e vântul este superb. Că îl întreba pe aici, bă, dar nu sunt șanse să cădem, să ne prăpădim, faci și zic că nu, e exact așa cum trebuie să fie. Da, bă, nu știu, asiatici au ceva cu podurile, frate, în momentul în care se apucă să facă poduri, bă, le fac și mișto, și bine, și frumoase. Bravo! Exact acum am terminat foarte, foarte mișto plimbarea și ne-am întors exact în momentul în care e cea mai bună oră de filmat, este golden hour-ul ăla de nota 10. Cât de cringe, cât de ciudat e de când a început asta cu pandemia, frate, că nu mai dai noroc cu oamenii și dai pumnul. Cât a fost pandemia așa în toi. E, și acum că am scăpat cumva de pandemie, nu mai e în toi, nu știi cum să faci și de aceea de multe ori dai noroc cu omul după care îl dă pumnul, după care tu te gândești că vrea să dea pumnul și deschide mâna și nu știu ce să faci. Așa s-a întâmplat acum cu băiatul ăsta. Cele mai cringe momente din lume sunt astea, frate. Cele mai nașpa, dar plimbarea perfectă. Și pentru că s-a făcut seară, am zis să vin pe o stradă foarte faimoasă de aici, se numește Nampodong Street, pe care cică se mănâncă o grămadă de chestii interesante și, sincer să fiu, îmi este fomiță. Ia mă, clar ne luăm ceva de aici, frate, să vezi cât de bine pot să arată astea. Deci neapărat de mie treaba asta, am uitat cum se numește, de extrem de picantă și foarte, foarte, foarte bună. Ia să vedeți. Deci n-ai cum, bossule, știți cât de bune pot să fie chestiile astea? Deci sunt absolut îndrăgostit de mâncarea pe care o bagă ăștia aici în Coreea și în partea asta aici, în Busan, locul este extrem de recunoscut și toată lumea știe. Mamă, cât de bun pare să fie asta. Știți cum? Ultra picant. Și aș părea să mănânc tot timpul. Și asta se află exact lângă hotelul meu. Nu v-am arătat hotelul, cu nu e nimic special. Dar mâncarea asta e nota 10. Da.
Din nou mi s-a întâmplat o chestie pe care am pățit-o în ultimele săptămâni în continuu. Mă vede lumea că filmez, frate, și mi-o oferă de mâncare. Deci uite plăcinta asta sau ce e. Mi-a dat-o doamna asta acum și nu avea să accepte de la mine banii. La sfârșit o să-i dăm bani, o să-i plătim, îi lăsăm bani și pur și simplu fugim, frate, că nu-mi place chestia asta. De acolo și ghimbapul. Am să mâncam la un moment dat și vezi că acum s-a și umplut aici, sunt mulți oameni, pentru că mâncarea super bună, frate. Să mi dau. It's ok. Thank you. Ca să mi dau. Ok. It's ok. Ca să mi dau. Hane, hase-o. Da, frate, de ce au ăștia un stil? Peste tot, până de mă duc în momentul în care cumpăr de mâncare, bă, nu vor să-mi ia banii. Doamna asta, doamna este, nu știu ce, am dat un dolar, că inițial am spus că vreau doar o chestie și mi-a făcut unul, i-am dat și pe mi-a mai oferit așa de la și am zis, bă, n-am cum să fie incluși în banii aia. Și am dat acum frumos încă 5 dolari de la mine, nu știu, probabil că e mai mult decât. Trebuie, dar nu contează, frate, sunt super de treabă oamenii, deci extrem. E nasol cu bariera asta lingvistică, dar ei sunt extrem, extrem de treabă. Și acum, înainte să închid eu, bine, nu închid vlogul, închid ziua, practic, de filmare. Bă, frate, vă spun așa o chestie, ăștia sunt super dubioși, asta este o zi de duminică și mâine, la ei liber, nu știu ce sărbătoare. Bă, frate, sunt străzile goale, nu știu unde pleacă lumea. Hai că în Seul înțeleg că pleacă oamenii în vacanță, vin aici, dar oamenii de aici unde pleacă? Poate se duc pe Jeju, o să mergem noi pe Jeju după vlogul ăsta cel mai probabil. Dar asta mi se pare ciudat. Sâmbătă și mai ales duminică, străzile sunt goale, frate, pe la ăștia. Și uitați aici ce magazin sau ce ăsta, Pink Gate. Ai cofetărie, mă. Cât de mișto arată. Super drăguț. Ne începem această, cea de-a treia zi aici în Busan, printr-o vizită la Jagalsi. Cum se pronunță, frate, chestia asta? Că așa zic, Jagalsi, Jagalsi, Jagalsi Market. Asta este cea mai mare piață de pește și other seafood related products din Coreea de Sud. Hai să intrăm. Eu aș fi vrut să vin seara pe aici, știți, obsesia mea cu filmatul seara. Doar că după ora 4 și jumătate piața asta nu mai există. În mod normal, aici trebuie să vii super de dimineață ca să poți să ai șansă să vezi o grămadă de oameni, doar că nu m-am trezit eu. Faza e că aici, în această piață, vei găsi toate ligioanele pe care ți le imaginezi și pe care nu ți le imaginezi. La etaj mergem acum. Sunt restaurantele. Faza e că au niște prețuri extrem, extrem de mari și, în principiu, aici e bine să vii dacă mai, nu știu, cu 2-3 prieteni, îți iei ceva de jos, un pește de ăla, ți-l fac așa și ți-l vând. Aici sus la restaurante, dai undeva la 30-40 de dolari să mănci orice de pe acolo de jos. Țin minte că am fost cu Vlăduț acum mulți ani și am avut problema asta atunci. Că nu știu, mamă, ce m-a luat doamna aia să-mi arate acolo tot ce are ea de vândut. Eu spuneam, doamnă, stați că vreau să mă prim și eu pe aici, să mă uit, să văd ce vreau să iau și de bun, știi ce era, ce prețuri acolo. 30-40 de dolari, cum v-am spus, fiecare chestie. Nu dau 30-40 de dolari acum ca să mănânc niște chestii care nici nu, adică nu pot să zic că să mor după ele. Deci no way. Foarte scump. Ia uite cum adună doamna asta caracatițele sau ce stare. Le ia și le pune în lada respectivă. Bă, e foarte mișto piața, dar repet, trebuie să-ți fie foame. Dacă nu ți-e foame, nu vei justifica niciodată. Uite, mi-a dat femeia asta cardul, vedeți? Dar nu cumva, dacă mă decizi să mănânc, nu cumva să mă urc să cumpăr din altă parte. Și încă ceva, dacă nu-ți plac mirosurile puternice, să nu vii aici. Pentru că putea pește, știi cum? Eu n-am niciun fel de problemă, nu mă deranjează. Dar e foarte, foarte, foarte puternic mirosul. Ia uite, frate, ăsta zici că e la din Alien, ești nebun? Crabul ăla care îți sare pe căpățână? Mamă, când am venit aici cu fratele Steiner la finalul lui mai 2017, am venit într-o zi de dimineață, într-o zi de joi dimineață, nu o să o niciodată, pe la 8, după ce gașca veselă, românii care am călătorit atunci, Demos, Bianca, Daniela și Sebi, ei au plecat exact în ziua respectivă, plecaseră, plecau acasă și eu cu Vlăduț, după ce ne-am luat la revedere de la ei, am venit pe aici să vizităm și noi. Și evident, acolo este portul și uite asta, nu mi-aduc aminte că ăștia vând și pe stradă. Astea trebuie să le iei, să le faci tu acasă, trebuie să iei bucătărie, unde trebuie să le iau la mine în hotel. A, uite mă ce tare, piața e și afară, nu știam treaba asta, să mor eu.
diferența majoră dintre piața asta, de exemplu, care e afară, și restul piețelor pe care le-ați văzut la mine pe vloguri în Asia de Sud-Est, în, nu știu, America de Sud, băi, sunt mirosuri de la produse, dar nu sunt mirosuri de la produse stricate. Adică nu e mizerie, uitați-vă și voi că nu există mizerie, totul este impecabil. Așa îți dai seama că ești într-o, într-o țară super civilizată, uitați-vă și voi cât de curat e totul. Adică aici nu ți-e pun niciodată întrebarea că, domne, poate e mâncarea nașpa, poate cine știe cum o fac ăștia sau cum o conservă aici, nu frate, e așa cum trebuie să fie. Și încă ceva, uite cum a coborât caracatea asta de acolo, frate, încă ceva, în general în piețe, repet, cum ați văzut la mine în vloguri, lucrurile sunt ieftine. E, aici sunt convins că nimic nu este ieftin. Pe de altă parte, de aici aș mânca ceva, dar nu știu ce, frate. Hai mă, să luăm două chestii din astea random, să vedem ce se întâmplă. One. Deci iau un de-asta și one. Inside? Ah, ok. Da, hai că până la urmă, ia să vedeți aici prețul, uitați. Totul e 5, deci ce vedeți aici cu 5, 4, 3, ăștia sunt dolari, 50 de dolari, 30 de dolari, 40 de dolari, 15 dolari. Ia uite, rice with sliced raw fish, uite, uite, 15.000, un pește grilled e 7.000, rice 1.000, da, e, pentru mine așa o să fie ok. Așa, uite, rice. Au și din astea așa pentru japonezi sau pentru cei cărora le place să stea așa pe jos, mie nu-mi place. Aici, sigur e antreul sau mi-a făcut supă, nici nu știu, frate. A, nu, nu, uite, uite, acum vine. Acum vine cu mâncarea, mâncare. Da, deci asta este supă din partea casei, cu toate nebunile care vine tot timpul, orice fel de chestie pe care o iei, deci astea sunt default. Și aici, cei doi pești pe care i-am luat. O să vedem cât costă la final, dar arată foarte, foarte bine totul. Cum era de așteptat, cum m-a învățat mama, am mâncat tot. Bine, n-am putut să mănânc toată supa asta, dar în rest am rupt peștii ăștia doi, forța. Hai să vedem acum cât costă. Gata, tot ce am mâncat acolo, adică aici, a fost 12 euro. Nu e rău. Băi, deci să mor, eu mă prind pe aici cât de vreo 40 de minute și eu nu mă simt ca într-o piață din Asia, nu am vibe-ul ăla de piață de Asia. Ultima piață mare pe care am văzut-o a fost cu tata travelistul, Divisoria Market în Manila. Și a ieșit haos acolo, aici e liniște, zici că mă simt ca la mall. Deci așa e aici, ăsta este vibe-ul pe care l-au piețele pe aici prin Coreea. Și aici, în spatele meu, pe jos, este socrul lui Bruno, dacă mai țineți minte. Deși este destul de cald afară, ne-am băgat pe un hike, suntem acum în parcul Taejondo, Tejoenda, nu știu exact cum se pronunță, Cristi. Mi-a zis să vin aici, că el a fost curalul prin decembrie, ceva de genul ăsta, decembrie sau ianuarie 2019. Nu mă, nu? Nu mă, nu. Ai plecat în 2019, 2020, ceva de genul ăsta, în fine. Și am venit aici, puteam să iau un trenulos de el, dar mi se merg pe jos, avem de mers cam un kilometru și jumătate. Văd că nu e foarte mult de urcat, e destul de plan drumul, dar căldura, frate, căldura asta e, plat, pardon, căldura e nașpa. Băi frate, deci hike-urile sunt pentru vreme proastă, adică frig. Atunci când e frig, înțeleg să vrei să faci hike, adică să ai undeva la 16-15 grade, perfect, pentru că corpul se încălzește. Și atât, pentru căldură, nu, 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 hike-urile, no fucking way. Bă, măcar am ajuns la lighthouse și zice că dacă vrei să fie abrupt, ai pe aici 200 metri, pe partea cealaltă 250 de metri. Evident că o să o luăm pe aici,
că doar nu suntem bătrâni. Și acum cădeam. Băi, deci voi nu vă puteți da seama cât de mult mi-aș dori eu să filmez toate chestiile astea doar noaptea. Problema este că fiind vară și aici se întunecă pe la ora 8:40 și asta înseamnă că eu trebuie să stau în casă până la ora aia. Pentru că aprinde noapte, noapte, nu pot să plec la 8, trebuie să plec la 8:30, pentru că chiar dacă soarele apune la 8:40, până pe la 9:90 încă e lumină. Îl trebuie să ies din casă la 8:40, ceea ce înseamnă că stau în casă până la ora aia. Și e boring as fuck, de aceea în fiecare zi mă țin, zic, hai mă să-ți mai târziu, hai mă să-ți mai târziu. Și câteodată reușesc, câteodată mă plecesc atât de mult, încât zic, nu, gata, trebuie să ies, mă duc să filmez, nu pot, înnebunesc în hotel sau în casă sau unde stau. Mamă, frate, și nici aici, după cum puteți vedea, nu e nimeni în afară de mine, dar nu pot să ajung acolo, frate. Mamă, cât de dubios e pe aici, frate. A, uite, se vede acolo skyline-ul. Ăsta este The Lighthouse sau? Da, ăsta e, mă. Hai să mergem până jos acolo. Acest far este de la 1906. Deci e destul de bătrân. Uitați, ăsta este view-ul cel mai drăguț. A, și acum putem merge până jos. A, super bine, frate, că uite aici o cafenea și mai e ceva acolo jos. Putem să mergem. Hai să ne uităm. Ce tare, doamna asta pe lângă care am trecut acum, mai e cu încă două prietene și cum a văzut străin, mi-a și-a pus masca, frate. Mi-a zâmbit așa puțin, dar și-a pus masca instant, ești nebun. Băi, iar acum, sincer să fiu, cred că ar fi fost mai bine să începem videoul aici, nu să-l terminăm aici. Pentru că locul ăsta chiar arată special. Din poze, în momentul în care mi-am făcut research-ul, nu arăta așa și eram cumva așa. Nu știam dacă să vin până aici, dar acum că am ajuns, wow! Deci e fucking amazing! Super mișto! Uite, și sunt carpetele alea pe acolo. A, mă, doamnele astea știu, frate, ce scrie acolo că e deschis până la ora 6. Sunt aici restaurante și doamnele astea stau și vând, frate, pe aici una alta, mâncare și la ora 6 închid, pleacă. Deci ele urcă și coboară în fiecare zi, asta este jobul lor, cu asta se ocupă. Ce tare, frate, bă, și vedeți că erau în vârstă, cred că aveau 65-70 de ani, deși dacă eu zic că aveau 65-70, se poate că ele aveau 90, la cum arată asiatice. Dar uite, au niște... Da, mă, și pe aici frumos te așezi. Dacă plouă, n-ai niciun fel de problemă. Ah, ce mi-ar fi plăcut să vin puțin mai devreme. Ce tare, frate. Super mișto. Deci îmi place maxim locul ăsta. Dar gândiți-vă cât de șmecher era să vin aici noaptea. Deci ori veneam înainte de 6, ori veneam seara de tot. Acum, nu știu, e 7, ceva de genul ăsta. Da, foarte, foarte mișto aici. Peisajul, frate, uitați-vă și vă cât de dramatic e totul. Super dramatic. Bine, acum vă dați-mă că dacă eu pot ieși ceva, mor pe aici, cad. Nu mă găsește nici dracu. Nici nicio șansă. Super frumos. Gata, mă odihnesc puțin. După care mă întorc, am de mers o grămadă, deci de urcat tot ăsta, după care de urcat încă o dată, coborât, urcat din nou. E haos, dar a meritat. Foarte, foarte mișto locul ăsta. Mulțumesc, Cristi, mulțumesc, Dralu, pentru pont. Chiar e tare. Băi, cam asta a fost cu Busanul. Eu, din momentul, deci eu când termin video ăsta, mai am vreo 3 zile de stat aici, timp în care o să editez videoul. Și mai departe plecăm pe Jeju. Acolo mi-am rezervat una, două, trei, cred că stau vreo săptămână, ceva de genul ăsta, pentru că am o problemă majoră acolo. În principiu, Jeju se vizitează cu mașină. Pentru că eu n-am mașină.
Și de aceea va trebui să stau mai mult în diverse locuri, pentru că n-am libertatea cu mașina mea. Și închiria mașină, problema este că ți se cere permis internațional. Evident că n-am permis internațional, doar permisul nostru și nu am cum să o fac altfel. Dar da, vreau să aflu care sunt părerile voastre, dacă v-a plăcut Busanul, dacă vi se pare mai interesant decât Seulul. Mie nu mi se pare mai interesant decât Seulul. Nu v-am arătat plaja, pentru că nu mi se pare, cine știe ce. Și am spus că, bă, dacă vreau să pe plajă, începem acolo pe Jeju, pentru că acolo ce ar fi cool e Hawaii-ul Asiei, Hawaii-ul Coreei de Sud. Deci așteptările sunt foarte ridicate acolo. O să mai vină un video de aici din Busan, mă duc să stau în favelele Gamcheon Village aici. E un loc din ăsta super drăguț, super curat, niște favele, dar care sunt extrem de sigure, în care vreau să dorm și să văd diferența dintre cum e viața acolo și cum e prin alte favele, pentru că din punct de vedere vizual arată foarte, foarte similar cu favelele pe care le-ați mai văzut la mine pe canal, de exemplu cele din Brazilia, foarte colorate. Deci da, eu stau aici să-mi refac energia, stocurile de energie și după care plec către casă. De aici, din Busan, vă spun că vă iubesc. Aștept comentariile voastre și ne vedem în videoul viitor. La revedere! Pa, pa!